Până acum o jumătate de an, poate un pic mai mult, încă mai erau, chiar un pic mai mult, încă erau speranțe, încă speranțele erau vii, până acum un an, că ceea ce numim noi furtul miliardului va fi investigat, vor fi condamnați cei care l-au furat, vom învăța o lecție, ei vor fi condamnați exemplar, în așa fel încât nimeni să nu mai fie tentat vreodată să facă asemenea crime. Ceea ce vă spun eu astăzi, 8 iunie 2022, vă rog să fixați acest moment, este că această acțiune, ceea ce ține de miliardul furat, este compromisă definitivă. Compromisă definitivă. Asta era clar de mult, eu vă spun asta. Și o să vă aduc exemplu. Noastră vă mai amintiți un personaj care a fost mulți ani de zile director, cred că se numește, nu mai contează, deci băncii de economie, protejatul lui Greceanu, Gacichievici îi spunea, cel care plătea familiei Gacichievici, familiei Grecian, vreo 10.000 de euro pe lună, printr-un tertip. Păi uitați-vă, Gațchievici acela, care a stat închis preventiv mai mult timp, deci el are un dosar penal, unul din dosarele importante pe furtul miliardului din Banca de Economii, are un dosar important. Deci dosarul lui de 11 ani este în prima instanță. În prima instanță este dosarul lui Gațchievici până acum. Cum credeți dumneavoastră că situația nu s-a schimbat după ce a venit actuala guvernare? După ce s-a schimbat procurorul, după ce Maia Sandu a început să dremăluiască judecătorul, nu s-a schimbat absolut nimic. Vă mai amintiți în ce an a fost condamnat Șor? În ce an a fost condamnat Șor în prima instanță? O primit condamnare că dosarul ușor, din dosarul ușor trebuia să decurgă, trebuia să fie trasă ațșoară, așa? Și chemați toți pe banca acuzaților în furtul miliardului. Pentru că Șor este unul dintre cei mai importanți actori ai furtului miliardului. El a și recunoscut chestia asta în denunțurile lui atunci când l-a băgat la pușcărie pe Filat. Și atunci a ieșit la iveală deci acționarii fictivi acolo cu Lucinschi, cu mulți alții. Gata, dosarul cele tot s-a uitat. Deci Șor a fost condamnat în primă instanță, încă în 2016. Dacă nu greșesc, în 2016 sau 2018, dar cred că în 2016. Nu, cred că în 2018, dar nu mai contează acum. Pentru că dosarul lui Șor, la Curtea de Apel, Chișinău, știți de cine a fost judecat? Dosarul lui Șor la Curtea de Apel Chișinău n-a fost judecat din cauza că toți judecătorii curții de apel Chișinău și-au făcut autorecuză, și-au luat autorecuză. De aia dosarul ușor a plecat la Cahul. Și am văzut toată mânăria aia cu judecăți amânate, dar cu chiu, cu vai, în câțiva ani de zile, el a ajuns dosarul ăla acolo la Curtea de Apel Cahul, a ajuns la etapa deliberărilor. Adică deja ajunsese în penultima fază a acelui proces. Ca guvernarea asta cu Litvinenko să ceară public în tot felul strămutarea dosarului de la Cahul la Chișinău. Unde? La Curtea de Apel. La Curtea de Apel, unde toți judecătorii de la Curtea de Apel și-au luat autorecuză. Și pentru trei judecători de acolo care altă dată și-au luat autorecuz. Pentru trei judecători s-a găsit o portiță ca ei să judece dosarul ușor. Păi, portița asta este calea de scăpare a lui Șor. Pentru că ei nu au voie să judece dosarul ușor. Dar dosarul ușor la Curtea de Apel Chișinău este deja de un an de zile. Și nu a avut loc nicio ședință încă. Nicio ședință. Nici în contumacie, nici schimbă legislația acum, ei puteau fi judecați în contumacie, nu era o problemă.
Noastră, înțelegeți despre ce vorbim noi acum? Noi vorbim despre pușlămalele astea care au venit la guvernare și care freacă mințele moldovenilor, este într-un hal fără de hal. Iertați-mă de cuvinte dure. Și toți trăiesc într-o bulă care se umflă, se umflă, se umflă. Noi auzim show-uri, Lușor i-a mai ridicat a 200-a oară imunitatea, cu deputați care iese la microfoane și spun, dacă și de data asta, Dașur nu va mai putea și nu va mai fi judecat niciodată. Nu din cauza că judecătorii, și din cauza asta, dar nu numai din cauza că judecătorii sunt corupți, că procurorii sunt corupți, ci pentru că legislația statului capturat nu a fost modificată. Și ei în principiu, adică acolo sunt atâtea tertipuri pot fi utilizate încât să nu mai pot judeca niciodată. A treilea factor pentru care, din care cauză nu poate fi judecat dosarul miliardului, este înlăturarea lui Stoianoglu, care deja scosese de sub învinuirii țapii ispășitori și pornise pe calea cea în care trebuiau să fie trași la răspundere cei care furase miliardul. Deci, tot ceea ce a făcut această guvernare a fost să compromită definitiv dosarul miliardului și doi, să compromită într-un hal fărdicat, hal, orice reformă a justiției. Și asta se întâmplă cu o guvernare care a avut drept motou lupta împotriva corupției. Noastră, înțelegeți în ce situații idiote ne-am pomenit noi, că ei altceva nici n-au declarat. Ei luptă împotriva corupției până acum. Deci, investigația furtului miliardului este compromisă definitiv și prin circul care l-au făcut cu procurorul anticorupție și prin ceea ce face smintitul ăsta de Litvinenko la Consiliul Procurorilor, în justiția din Republica Moldova în general, este compromis furtul miliardului prin faptul că legislația statului capturat pe care au adoptat-o această guvernare îi permite ușor să tertipurile de acolo îi permite ușor să fluiere mâine pe mâine. Și eu nu exclud că Șor va fi unul dintre viitorii politicieni din Republica Moldova. Nu vă supărați pe mine. Poate o simțiți ca pe o ofensă chestia asta. Dar eu nu exclud acest lucru. Eu, Sergiu Mocanu, nu m-am compromis prin nimic. De 30 de ani lupt cu mijloacele puține pe care le am în statul ăsta și eu nu sunt eligibil în raport cu Ilan Șor. Uitați-vă ce rating are Ilan Șor. Eu nu exclud că Ilan Șor poate fi viitorul politician de succes în Republica Moldova. Dar asta nu exclus, dar sunt sigur că Șor nu mai poate fi condamnat în Republica Moldova. Iar dacă cumva va fi condamnat, o să-i scoate această condamnare la CEDO, pentru că procedurile și în privința lui Șor nu trebuie să încălcate.